Azi vreau să vorbesc despre niște ilegalități comise de sistemul judecătoresc, judiciar, în adresa mea. Adică nu e vorba de o condamnare de 9 ani din țară. Oho! Adică de 2 ani condamnat, fără prezența mea, nu condamnat. Dar dacă ai fugit din țară, cum să te judeci în prezență? Nu, eu să spun că de fugit nu am fugit, pentru că eu nu aveam nu era interzis, adică eu aveam acces liber ca să ies din țară, nu am avut o interdicție, ceva de felul ăsta. Înțeleg, dar e evitat să te duci la proces, nu? Da, am fost invitat să mă prezint la proces. La proces nu m-am prezentat, dar am informat organele din care motiv. Mine și m-a luat în pierie lucrul ăsta. Adică eu am mai mult de un an de zile, eu sunt în proces de pierie. Adică primesc un tratament, merg vorba de o poală fisoasă, de tăbă și multe rezistent, care am obținut în penitenciar numărul 13. Asta e tuberculoză? E tuberculoză și penitenciar înseamnă închisoare, dar ai ajuns totuși la închisoare? Te-au arestat imediat sau cum a fost? Da, eu am fost arestat, adică la data de 16, 2017. Ce lună? Luna februarie. 16 februarie, arestat și cât ai stat închis? Am stat aproximativ în două la 5 luni. Jumătate de an. Arest preventiv, încă nu aveai sentință. Nu, și în final am fost achitat. A, da? Prima instanță te-a achitat. Da, am fost achitat de domnul fostul judecător Gheorghe Balan. Care acum e șef la poliție, da. Cu mătrul lui Andrei Năstase. Da, exact, despre ce am să spunem de vorba. Păi cum l-ai convins? Nu l-am convins, mulțumesc să-i dai Dumnezeu sănătate, este într-adevăr o persoană care își îndeplinește meseria cu, adică 100%, cum să spune. Este un om foarte cistit și într-adevăr numai dumneavoastră eu depistat adevărul care este și am fost acestat, mulțumesc mult. Înseamnă că nu sistemul judecătoresc ți-a fabricat dosarul, ci divină sunt polițiștii, anchetatori și procurorii care ți-au scos rechizitoriu și învinuirea și următorii judecători de la Curtea de Apel, probabil, care ți-au dat sentință. Da, exact. De condamnare. De și acum dosarul unde-i? Acum dosarul s-a aprobat procesul. Aha, deci încă nu-i definitiv și sistemul judecătoresc de drept moldovenesc încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Dar ce s-a întâmplat de fapt? De ce ești acuzat? Sunt acuzat pe alineatul 188, pe articolul 188, alineatul 2. Ce prevede? Asta prevede de la 8 la 12 ani de închisoare. Lasă, dar fapta? Adică fapta? Pe în articolul acela ce faptă e pedepsită cu 8-12 ani de închisoare? Adică nu merge vorba de pufărie. Ce? Zici că... cu forță fizică și cu așa mai departe. Și zici că n-ai făcut așa ceva. Cine e victima? Victima vreau să descriu puțin evenimentul cum a avut loc, adică ca să fie clar la... Deci fapta a fost, incidentul s-a întâmplat la data aceea. Nu, fapta a avut loc, nici intenția nu a fost. În general, nu a existat așa eveniment. Cum pot să spun că ieri în Chișinău au fost cutremur de pământ și au murit 500 de oameni, dacă așa ceva a zis, băi, tu ești bolnav la ta? Adică așa, eveniment nu a avut loc. Pur și simplu vreau să descriu situația despre cine merge vorba și cum s-a fabricat, cum a fost evenimentul ăsta, ca să fie clar, în detalii. Hai! Adică la data de 15 februarie 2017 m-am întâlnit cu o cunoștință de-a mea, la care veniți recent din Italia. Ne-am telefonat, noi am întâlnit cu prietenul ăsta la UKK, într-o încăpere de... Într-un local. Într-un local, da. Da. Între timp, discutând cu dânsul, o prietenul meu îi sună telefonul.
și discută cu o persoană, dar discută cu un ton așa foarte important. După ce vii, tu terminat discuția dintre dânsul și eu am pus o întrebare să dă cine te cunoască, cine ai vorbit așa. Eu zic că doar am făcut cunoștință cu... Nu mi-a explicat circunstanțele, dar am făcut cunoștință cu o persoană pe nume Guy de Marcel. Adică persoana asta nu e de vorba. Și el e în armată aici sau ce uniformă e asta? Eu nu, asta este o poză a domnului ăsta, Guy de Marcel. Peste 10 minute a apărut domnul Guy de Aista Marcel. Adică o apărut în încăpere unde mă aflam eu cu prietenul meu. Între timp cât distanța de timp, adică până când a telefonat și până când a apărut, eu i-am pus un șir de întrebări prietenului, zic, dar păi cine e? Că nu știți de ta, eu zic că nu. Eu un întâmplător m-a schimbat cu numărul de telefon și el, persoana asta, insistă la Taiwan întâlniri cu mine. Și eu permanent îi motivez că sunt ocupat sau sunt rășit sau... Motive, interurite motive. Dar îmi dau și el o dată de acord, că sunt ca să întâlnească cu domnul ăsta, Guy Marcel. Și 10 minute, numele lui a apărut în încăpierea dată, adică s-a așezat vis-a-vis la masă, l-am luat o masă și am început să discutăm, să facem cunoștință pe dumneavoastră. Discuția între noi a mers, eu s-a prezentat un sportiv de performanță la tantiere, la campionat de Europine, acolo se va împovestea. Între timp, undeva, cred că am stat vreo 40 de minute la masă, am discutat. Deci, în timp, el mi-a dat nouă propunere, ca noi să mergem împreună la Atrium, la încăperea asta de lângă gara, la noastră satul. Și mă rog, dacă nu m-am văzut mult timp cu prietenul meu, adică eu am acceptat propunerea asta lor. Și ne-am urcat toți trei în taxi, ne-am îndepărtat spre încăperea Atrium, unde aproximativ la Atrium ne-am aflat de la orele 9 seara, undeva până la orele 10, jumate, 11. Acolo e în centru comercial, dar voi ați stat, cred că, la vreun local, o terasă, un... Uite, am trebuit exact undeva, probabil, la etajul 2-3, acolo, și este un încăpere și la muzică, am stat la masă. Am înțeles. Chiar am înțeles. Dumnezeu lui, tot între timp, ieșa afară, scria careva mesaj, cuiva transmite, dar eu nici nu am tras atenția la lucrul ăsta, pentru că, mă rog, am rezolvat eu cunoștințele prietenului meu. Este un timp oricare, eu îi anunț că eu plec acasă, zic oameni buni, îi mulțumesc de ritmul, zic făcut în continuare, dacă vreau să mai prelungiți, eu cred că să plec acasă, am familie, am făcut. Unde și prietenul meu, acceptați să merg împreună acasă. Adică ne-am sculat de la masă, ne-am coborât de la etajul 3, ne-am coborât de la etajul 3, am ieșit afară din localul Atrium, și am format serviciul de taxi. Sunând la taxi, undeva vreo 15-10 minute, nu am putut să pătrund, adică nu mi-a răspuns nici un operator de la serviciul de taxi. Dar în fața altul era un taximetrist care persoana asta, lui de Marcel, îi întinde o bancnotă de 100 de lei prietenului meu și spune că ca să nu așteptați taxi la comandă, iată că vă așteaptă ca sistem față voastră, puteți lucrați ca să vă o să dați cu 50 lei mai mult, adică și să mergeți acasă. La volanul acestui taxi era persoana dată. Bacula Ion. Se vede bine? Da, văd că e capitan Spia. Angajat la Ministerul de Interne. Exact. El era... Adică, asta s-a urmărit scopul ca noi să ne urcăm în taxiul care era din timp gătit, care pe noi ne aștepta. Că dacă nu ne urcam în taxi, nu se întâmpla toată situația care s-a întâmplat. Adică, ne-am urcat în taxi, ne-am îndepărtat pe adresa care eu am indicat-o la Botanica, am achitat taxiul, am coborât jos din taxi, am trecut drumul, m-am apropiat de casa unde mie îmi trebuie și sunt persoana care trebuie să
popoare, să-mi transmită niște finanțe dintr-un automobil care eu recent îl vândusem și mi s-a citat cu mine poplet. Asta era undeva orele 12, era ora târzie. Adică, persoana care eu așteptam scopoare din casă jos, spune că, băi, te rog, este ora târzie, dar se poate, hai să amânăm pe mâine sau ai să te apropie la mine la lucru și asta e cu finanțele care mi erau datoare. Ok, ok, am pus receptorul și ne întrebăm de la asta s-a întâmplat cazul ăsta la strada Independenței, probabil, dacă mă găsesc, la Botanica. Și eu, prietenul meu, m-am departat să ieșim pe Traian, în mod lent, ne îndepărtam, am făcut undeva de la drumul unde s-a oprit asimetrist, vreo 50-80 de metri. Din urmă, am luat undeva 50 de minute, s-a făcut o mașină de gardă, de poliția. Bună seara, domnilor, bună seara. Ne-am salutat, am discutat fără agresie, adecvat. Ce s-a întâmplat? Zici că a fost, acum, de câteva minute în urmă, a fost în primare, voie să vă știu până acțiune. Deci stau să mă uiți, domnilor, dumneavoastră, sănătatea atât de ok, să eu plec acasă, la copii, la familie. Băi, bine, haideți mergem la suport în poliție, să ne clarificăm și vreau să plec acasă. Și atunci v-au reținut. Și ai fost arestat de atunci 5 luni. Da, fără ca să opunem o existență. Rezistență, da. Și când te-ai prezentat la anchetă, la poliție, ei ce au zis? Că a fost un jaf, o tâlhărie și cine e victima? Cel cu care erai prietenul celălalt tău e complice sau el e victimă sau ce se întâmplă? Da, eu am zis că dosarul ăsta parte e vătămat. Adică el este victimă. Prietenul ăsta tău e victimă. Tasiu, tasimetriu. Ah, da? Polițistul, angajatul cel la mai ei, el e victimă? Da, da, da. Și eu, băi, oameni buni, explicați-mi, vă rog frumos, în detalii, ce s-a întâmplat. Eu am căzut în gine, zic, poate o bună, sau poate o situație care... O farsă, da, da. Și prietenul ți-i complice, dar sunteți amândoi învinuiți. Da, da, da. Și mi s-a deschis dosar penal și în sara ce este alineat 187. Și adică vreau să explic aici niște momente, circunstanțe de cauză stabilite de instanță de judecată. Adică aici este ilegalitățile pe care le-au comis exact în sara de reținere, de către Sergiu Melnic, adică negatorul de la Botanica. Adică aici merge vorba, călăvara 1.25 de către oficiorul de urmărire penală IP Botanica Sergiu Melnic, pe faptul sustragerilor în mod deschis la 6 februarie 2007 și ora 00.50 de către persoanele necunoscute. A, asta adică a fost la ora 1.25 a fost depusă declarație de către Vapul Alexandru, Ion Alexandru, adică de partea Batamat. Dar de unde știi că el e angajat al poliției? Da, aici ai văzut că s-a găsit postarea, dar în procesul de conceput judicățile, adică lui s-a pus întrebarea de către domnul Gheorghe Balan, dar de știi că s-a postat, adică... S-a pus întrebarea, dar tu lucrezi în serviciul anticorupției internă și anticorupției unde la care el a răspuns, nu, eu nu lucrez, dar i s-a pus întrebarea, dar de știi că s-a postat așa ceva? A, deci asta era informația, asta era informația afișată pe Facebook la el, da? Da, informația afișată pe Facebook și s-a verificat de către aparatură, nu s-a verificat dacă el într-adevăr lucrează la serviciul de taximetrie, unde s-a dat un răspuns că el nu lucrează și unde dumnealui singur a recunoscut că automobilul care în seara de 16, 15 spre 16 lucra în
таксиметрия, адică el lua de la un polițist de la botanică. Înțelegeți? Tot de la un polițist, tot nu e mașină de taxi, sau era inscripționată ca taxi, galbenă, cu numere galbene. În schimb, da, și logo în diculare albastră, o să vină și acum, adică e nu figura nicăieri în serviciul de taxi. El a recunoscut, eu am luat la un polițist de la botanică pentru, mă rog, face bani. Bun, dar cum îți explici ce s-a întâmplat? De ce ai ajuns închis? Trebuia cineva țapis pe ștur sau le trebuia lor un dosar în plus ca să crească în grad? Vreau să dau explicații mai clară, adică actorul ăsta, Guido Marcel, care a făcut un timp cu prietenul meu, Vurci Pietru, aici, la baza dosarului dat, s-a urmărit scopul, că ei au vrut, adică să sustragă niște finanțe, prin metoda, prin organizarea acestui dosar, să sustragă niște finanțe din tovarășul meu care vinise recent de la Italia și avea informații și el dispune de finanțe. Adică, am înțeles. Deci au făcut dosarul ca după aceea să-i zică plătește ca să scapi de învinuire, da? Da, 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 da. Și el a plătit? Nu. Și el a stat închis și el? A stat și el închis jumătate de an? Da. Dar n-ați făcut plângeri prin avocat sau cât erați închiși, n-ați făcut și plângeri penale împotriva faptei astea? Da, am făcut plângeri la Procuratura Generală, la Anticorupție plângeri. S-a ajuns la Parlamentul Republicii Moldova. La un deputat anume sau în general, așa, pe adresa Parlamentului ați scris plângere? De la Procuratura Generală, probabil. Bun. Și aveți răspunsuri, ce v-au zis? Că nu-i de competența Parlamentului, trebuie să ocupi Procuratura de asta, da? Este cerere de la Anticorupție. Adică s-a fost cerere că indivizii este doi, s-a fost să depost plângere. Unde eu răspuns să examineze plângere. Am înțeles. Și v-au dat ordonanțe? N-ați contestat ordonanțele cele de neîncepere a urmăririi? Nu, nu contestat nimic, n-am... Că n-ați știut sau n-ați avut avocat? Nu, avocat mai am avut. Adică mai mult eu m-am bazat de avocat și nu cunosc în detalii. Și avocatul era de stat sau plătit cu contract? Era avocatul plătit și m-a fost de la început un avocat, apoi eu sunt mai luat un avocat. Se poate să agrava de zi de zi și nu putem să... Nu vedem nici o explicație clară. Ei aici am urmărit că avocatul meu, adică deputatul domnul Sergiu Mine și este cerere de depus unde el explică clar că da, în seara, când s-a întâmplat situația dată, într-adevăr, la poliția botanică, la ora când a fost cazul dat, s-a fixat, da, au fost careva persoane din SPIE sau din Ministerul Afacerilor Interne. Bun, deci, deci ați stat închiși până când Balan v-a achitat și v-a dat drumul acasă. După care s-a judecat la curtea de apel, vreo amândoi probabil n-ați fost prezenți și ei v-au condamnat. Și acum dosarul amândoi l-ați contestat și recursul îl examinează Curtea Supremă. Am înțeles. Oho! Și zici că ai luat tuberculoză? Zici că ai luat tuberculoză în penitenciarul 13 din Chișinău. Da, eu aici am niște certificate de care confirmă faptul, da? Că ai intrat sănătos și că ai ieșit cu TBC. Da, eu am intrat sănătos pentru că înainte de a mă reține pe mine, eu mi-am trecut permisul de conducere și... Și ai trecut control medical. Eu am trecut toate medicale, asta au fost undeva cu oameni de... Atunci în 17 până ați dat drumul, da? Încalcă legea, încalcă drepturile și mă
înainte de asta am fost făcut și maltratat între timp. De colegi de deținut sau de angajați ai penitenciarului? De angajați penitenciarului. Gardieni. Da. Și n-ai făcut plângere penală și pentru asta, că e o faptă ilegală, e o infracțiune. Pentru bătăi din închisoare. Nu-i târziu nici acum. Pentru tortură nu există termen de prescripție, poți să te plângi și acum, mai ales dacă ți-amintești numele, ziua, când a fost, se poate identifica, se poate și acum a făcut plângeri la procuratură. Bine, dacă ești plecat din țară e mai greu, trebuie probabil personal să scrii plângerea, dar se poate și prin avocat, că dosarul ăsta miroase a CEDO. Chiar dacă nu s-a terminat încă, trebuie neapărat să scrieți plângere și pentru tortură și pentru dosar fabricat. Și să vedem ce o să zic Curtea Supremă. Nu știți când se examinează? Da, undeva la data probabil la 18 decembrie, dacă nu se așteptă. Departe, da. Taman de ziua poliției, îmi pare că. Da. Și adică și eu am vrut să dau eu la toată situația, da. Adică în soarea, continuă ne rog să mă, adică nu mai putem pregătiți, nu se poate de bani, de banii care dăm. Adică niște declarații făcute de partea patronată, pe care vreau să le explic să fie distribuiat cel mai pare. Și s-a întrebat, este aici niște momente, adică eu cu povară și nu mă duc asimetrist, taximetriu, pe banca din față, prietenul meu prin banca de în spate. Ajungem la adresa care am indicat-o, eu ar fi taxiul, el poate portmoneu, îndărez, adică eu i-am sustrat portmoneu taximetristului. Între timp, tovarășul meu, din urmă, cu centura de siguranță, îi pășesc strângularea de cât. Adică îl ținea că eu să fac acces liber ca să ies din taximetrist și să plec mai departe. După ce l-o elibera din centura de siguranță, prietenul meu, asta e versia lor, prietenul meu iese din mașină, dar să ne trebuie să iese după dânsul, îl prinde, ăsta scoate un cățâr și la menință pe dumneavoastră, pe asimetrie. Între timp, când asimetristul se întoarce la mașină, depistează pe capotă portmoneul care eu l-am frustrat, adică eu sunt un tatar așa de cinstit, că am furat portmoneul și m-am întors înapoi și i-am adus portmoneul, l-am pus pe capotă cu lipsa, adică din portmoneul acolo sumă de bani de 400 de lei, probabil, unde polițiștii chiar care dau, care mi-au reținut în sara și ei, polițiștii de cardă sau cum să spun, ei dau niște declarații în favoarea noastră, adică băieții erau discute de pas, nu vor de burât, s-au urcat în mașină, nu au urmat la sectorul de poliție, bancnote careva nu aveau, arme ceva nu aveau, dar fie eu arme la rând și noi îi încătușam. Ceea ce ei nu au făcut, zic, nu am încătușat, pentru noi telefon ne-am sunat, ne-am locat în mașină, s-au plecat după rugămintea lor la sectorul de poliție. Dar și n-aveați nici 400 de lei, cât? Nici 400 de lei n-aveați, cât zicea el că ți-a părut din portofel? Înțelegeți, noi avem banii noștri, prietenul meu avea ceva valută în euro, eu avem bancnote de 50, numai nu erau două bancnote, 200 care descrie partea patronată. Am înțeles. Deci nu se potrivește versiunea lui cu ce a fost din viață, cu probele din dosar. Am înțeles. Dar oare cum putea el din spia, din poliție și să facă o versiune atât de greu plauzibilă? Sau dacă l-au cusut cu ața albă, nici n-aveau de gând să-l trimită în instanță, dacă i se așteptau că o să plătit și o să scoată dosarul de pe rol. Și este situația, adică prietenul meu este primul care s-a întâlnit cu tovarul și care se cunoștea cu prietenul meu. În acord cu numele tovarului, este eu organizat dosarul, este cu scopul de a sustrage bani de la noi. Ceea ce s-a făcut a doua zi, adică nu mi s-a făcut perchiziție în sectorul Botanica Sara, mi s-a luat ei banii și a doua zi pe telefonul lui prietenul meu sună domnul ăsta Guia Marcel. Și soția, dar, adică dimineața la orele 5 a fost soția în incinta la sectorul botanică și i-a luat bunurile și telefonul prietenului meu. Adică eu, ca soția, de-a drept. Și undeva la orele 10 dimineața îmi sună, apare telefonul prietenului meu. Deja telefonul s-a luat la soția ta, aici la Sătana.
unde fiind discuții, domnul ăsta, Grudea Maxim, spune că zice bine că tu undeva revin, cum spune, pe două ore, eu am stat în care situația, pe două ore revin, cum spune, spune că trebuie pe 2000 euro, ca noi să regulăm situația cu partea batamantă, ca să-și sustragă plângerea. Era bine dacă se înregistra așa pe el sau dacă îl dădea pe mâna CNA-ului și să-i facă un flagrant? Nu i-a dat în gând să ții. Este registrare audio. Cum el sună și cere banii? Da, este registrare audio, CD, adică soția prietenului meu, înțeles care e situația și în timp când discuta, eu mă scris pe telefon toate discuțiile. Bun! Minunat! Aici dacă tragem bine atenție, aici merge, asta e altă poză postată pe Facebook, asta e partea vătămată, Vapula Ion, și aici mai jos unde ține Egiptul, e Guidea Marcel, ăsta care... A, pe zdruși chiar pe Facebook. Okay. E chiar pe Facebook îți prieteni. Da. Lui s-a pus întrebarea în primărie judecătorie, adică... Ședința, judecată, da. Da, i-a propus întrebarea, dar și comuna e cu persoana asta, Guidea Marcel. Și eu zic că eu pe Guidea Marcel nu-l cunosc, nu-l cunosc prietea doi, adică pe mine și pe prietenul lui. Zic că spune în felul următor că Guidea Marcel i-a dat invitația lui pe Facebook, el a acceptat invitația. Și după ce a acceptat invitația, domnul ăsta, Guidea Marcel, l-a amenințat. Adică aici e foarte simplu, că tot logist, cunoscut de dânsii, i s-au acceptat în prieten și s-au înțeles între dânsii doi, trimit între rog niște mesaje de amenințare în cadovadă, că eu sunt prezent pozitivitate, adică eu fi nu cunosc în genere, că toate lucrurile încep să iasă la ideală. Nu înțeleg schema, dar pare incredibilă. Nu, e irelevant. Așteptăm să vedem ce o să zic Curtea Supremă pe 18 decembrie sau cu amânare, să vedem că toți dureze. Ei nu au examinat până acum Curtea Supremă, dar e primul termen pe 18. Da. Dar prietenul dumitale, tot în Occident, nu vrea și el să vorbească la cameră, să povestească versiunea lui? Nu știu, eu versiunea lui nu contractez. Dar de ce îl suspectez că și el e complice sau de ce nu contactez cu el? Dacă erați prieteni și ați mers... Nu complice, pur și simplu. Nu, absolut nu avem nimic la mijloc aici, pur și simplu nu ne contactăm. El are viața lui, eu am viața mea. Eu îmi hotărăsc întrebarea prin felul meu, eu prin felul lui. Nu contactăm și asta. Am înțeles. Faptul care eu am descris-o acum, asta este realitatea, adică merge vorba de ora asta și proiectul este doi personaje care ei, într-adevăr, sunt metinchiți, care ei trebuie să fie tras la răspundere pentru așa organizări, pentru așa lucruri. În scenari, am înțeles. Eu cred spun că ei mai iau așa păcate de capul lor din Republica Moldova. Și aici nu au fost... Da, eu înțeleg când se organizează, sunt și așa, că sunt împăcați frate în Republica Moldova, în sistemul poliției sau nu mai cunosc acolo, adică organizează.